Să înțelegem că unele școli ar putea fi redeschise? Da, noi suntem siguri că acest lucru se va întâmpla. Noroc, e braș de soare. Voi mai țineți minte sfârșitul anului 2017, cu interviuri exclusive la Publica în care apare Filip, Candu, Babuc și ne promit un 2018 mai bun, un 2018 plin de surprize? Surprise, motherfucker! Azi vă propun să analizăm declarațiile și acțiunile unor oameni care, deși tineri și înconjurați mai când fiecare zi de lumina reflectoarelor, rămân a fi plini de întuneric. Hai să ne împrospătăm memoria și ne amintim care a fost știrea zilei pe 17 octombrie 2017. Partidul Democrat din Moldova a propus să fie introdus moratoriu asupra lichidării școlilor din Republica Moldova. Un anunț în acest sens a fost făcut de președintele formațiunii Vlad Plahotniuc după ședința săptămânală a PDM. Mai în scurt, moratoriu. Până am o s-o închis, dar de cum încolo n-a să închide. Și nu a spus asta Plahotniuc. Deși ea nume Plahotniuc, dar și din guruș nu pune întrebări. Vlad Plahotniuc susține că reforma în învățământ pornită de fosta guvernare a avut numeroase carențe. Sute de profesori au rămas fără un loc de muncă, iar mii de elevi sunt nevoiți să facă zilnic naveta după ce școlile din localitățile lor au fost închise. Nu, noi nu ne întrebăm scacova un ceva că fără funcție în stat propune reforme în sistemul educațional din țară. Noi nu ne întrebăm de ce nu iese Babuc cu asemenea declarații sau cel puțin Pavel Filip, care e șeful executivului. Nu, nu-i pe asta. Eu am vă servesc că leza antrieurile. Încă n-am ajuns la mâncarea de bază. Nu nada, Andriu. O trecut așadar o săptămână de la briefingul PDM și Publica scoate un reportaj de follow-up. Școli pustiite în urma unei reforme. Gimnaziul din satul Țepilova încă își așteaptă elevii. Îți faci piele de găină, nu? N-ai cum să rămâi insensibil la așa ceva. Optimizările au lăsat în urmă școli pustii și mii de profesori fără muncă. Este și cazul gimnaziului din satul Țepilova, raionul Soroca. Instituția a fost închisă acum 2 ani, chiar dacă în 2008 au fost făcute investiții de 40.000 de dolari. Școala a fost închisă acum 2 ani. Reportajul din 2017, școala a fost închisă în 2015. Țineți minte asta. Și încă un detaliu, investiții de 40.000 de dolari în 2008, în perioada comuniștilor. Țineți minte și asta, revenim alea mai târziu. Continuăm. Cu regret, cam scurtă a fost perioada de bucurie a elevilor în anul 2015, fără ca să le fie cerut opinia părinților, fără ca să fie ascultați, fără ca să fie niște audiții publice, cel puțin organizate în satul respectiv, s-a luat decizia, Consiliul Rănal a luat decizia de a reorganiza gimnaziul din satul Țepilova în școală primară, după care peste un an de zile a fost lichidată și școala primară. Câteva detalii curioase. Doamna Ceban nu este primar de Țepilova, dragă Publica TV. Ea este primar de Ocolina, pentru că Ocolina asta e comuna în care intră satul Țepilova. Pentru că tu ești primar de comună, nu ești primar de satul în care te filmează Publica TV în momentul în care noi te filmăm și scrim și satul te afli. Ei, dar și să-i faci dacă editor șef la Publica TV e Donald Trump și n-are el de unde să știi, n-are acces la Google cu toată informația necesară. Și un alt detaliu e că doamna Valentina Ceban e soția domnului Vladimir Ceban, consilier PDM în primăria comunei Ocolina. Wait, what? Și în plus Vladimir Ceban a fost director la Poșta Moldovei? Și în plus a mai descoperit o hotărâre de guvern din 2016 prin care domnul Vladimir Ceban este numit în funcție de șef al oficiului teritorial Soroca al Cancelariei de Stat, reprezentant al guvernului în teritoriu? Săvpagine! Așadar, în mod obiectiv, observăm că soții Ceban sunt un cuplu destul de democrat. Hai să rămânem deocamdată la acest termen. Ei, dar nici pe asta nu-i, dragii mei. Eu în continuare cred că e vorba de o pură coincidență. Serios. Не думаю. Tu încă mai spune că doamna Ceban net vrea să întoarcă epoca de aur în care Partidul Comuniștilor alimenta artificial școlile din Republica Moldova din banii de la Banca Mondială, din Fondul Investiții Sociale, lișbă să nu o închidă. Nu de alta, da, școala din Țepilova este anume un astfel de exemplu. Doamna Ceban, dacă ne urmăriți, infirmați, confirmați, participați mai jos în comentarii. Ceva mă face să cred că aveți multe de spus. Dar noi cu voi să mergem mai departe. Ce ne mai arată nou holdingul Global Trompeta SRL? A fost foarte greu la 1 septembrie să vii pe cararea la școală și să nu mai sune clopoțel, să nu mai fie copii în curtea școlii. Doamna Elena Mânzat, cu tot respectul, când se închide o școală, mă tem că se anunță nu doar părinții, dar și cadrele didactice, nu? Așadar, dumneavoastră știați că școala se închide, deși atunci sopstena găvărea, spuneți că v-ați pornit la școală pe 1 septembrie și ați văzut că clopoțelul nu sună. Cei peste 90 de copii trebuie să se trezească mai devreme pentru a parcurge cu autobuzele 10 km până la Soroca. Dar ne pare rău că noi copiii dimineața școală tare să duc la școală. E rău, tare greu. Aha, 90 de copii pleacă în altă școală. Am înțeles. Următorul lucru care l-am aflat. Între Țepilova și Soroca, 10 km, da? Publica TV. Pentru a parcurge cu autobuzele 10 km până la Soroca.
nu publica TV. Între Țepilova și Soroca 6 km, dar judecându-vă cantitatea de minciuni pe care voi o turnați pe minut pătrat, eu îmi dau seama că asta face parte din fișa voastră de post. Asta e politica voastră editorială. Să spuneți neadevărul. Nici o propoziție, fără minciune. Publica TV. Hai să vedem cu și terminul are asemenea reportaj răvășitor care ne cheamă la acțiuni. Reforma de optimizare a școlilor a început în 2007. Cele mai multe instituții au fost închise în perioada când Maia Sandu era ministru al educației. Acum o săptămână, președintele Partidului Democrat din Moldova a anunțat că procesul de optimizare va fi stopat. Ho-ho, super fain! Trei concluzii de aur. Optimizarea a început în 2007, pe timpul comuniștilor. Vinovat avem? Maia Sandu a închis 800 de miliarde de școli cu propria mână, cum venit cu cheița, un cuiet, ușile, a închis, s-a dus mai departe. Și trei, Vlad Plahotniuc a pus moratoriu pe închiderea școlilor. A oprit iadul pe pământ și a stopat optimizările. Maladeț, nota 10, marș la loc. Amu, noi cu voi suntem curioși de fire. Nu ne uităm la o singură sursă de informații. Noi mergem pe Prime și ascultăm finalul reportajului similar de acolo. Reforma de optimizare a școlilor a început în 2010 și a durat 7 ani. Cele mai multe școli au fost închise în 2015, peste 170 de instituții. Opa, opa, voce de la Publica mai întâi a zis că în 2007 au început optimizările. Reforma de optimizare a școlilor a început în 2007. Dar voce de la Prime a zis că în 2010. Reforma de optimizare a școlilor a început în 2010. Vrodibă lucrează la același stăpân, dar pe cine să-l creez, nu știi. Numai minciuni, 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 minciuni peste minciuni. Dar deja e mai bine, avem o cifră aproape concretă. Peste 170 de școli au fost închise în 2015. Numai că noi, iarăși, n-avem nici o sursă concretă pe care Prime o indică drept izvor de asemenea informații. De unde a aflat asta Prime? De la Ministerul Finanțelor? De la studenți sirieni? Amu, noi cu voi suntem curioși de fire și nu ne uităm doar la două surse de informații. Noi chiar intrăm pe moldstreet.com, de unde vedem trimiteri la următoarele documente pe site-ul Ministerului Finanțelor. 1. Bugetul pentru populație 2015 în domeniul educației activează 3914 instituții. 2. Bugetul pentru populație 2018 în domeniul educației activează 3214. La 3 ani distanță, 3914 minus 3214 egal cu 700 de instituții închise. Asta ce înseamnă că Maia Sandu a închis peste 170 de școli, dar din 2016 până în 2018, cât 2 ani a fost șef pe guvern Filip, s-a închis 530, dar ni може бути ужас imposibil. N-avea Prime să spune despre așa ceva. Dar iarăși, noi cu voi suntem deșteptășori și cunoaștem că nu toate instituțiile de învățământ sunt școli, mai sunt și grădiniți, una alta, așa că mergem la Biroul Național de Statistică. Ne uităm la învățământul primar și secundar general. Iarăși, nu jurnalist, mă dau cu gâșitul, vrodibă asta înseamnă școală, nu? Și ne uităm, 2014-2015, în septembrie 2014, și erau 1347 de instituții de învățământ primar și secundar general. La distanță de 3 ani, în 2017-2018, erau 1243. Diferența? 104. 104 alea că e diferit de 170. În plus, 104, asta e cifră pentru 3 ani. 2 dintre care șef pe guvern era Felipe. Andriuha, bă... Не пугай меня нахер. Ei, și că au trecut lunile octombrie, noiembrie, au venit sărbătorile, o, un ploșcat, ilanșor, fierverkuri la orghei. Și noi brusc aflăm noutatea. De aceea noi preconizăm să redeschidem o școală primară în satul Țepilova, raionul Soroca. O, doamna babuca, așa, simțim ritmul. Plahotniuc a sesizat problema și la distanță de câteva luni dumneavoastră deja veniți cu soluția, dar pe când preconizați redeschiderea? Au nu cumva imediat după sărbătorile de iarnă? Forfotă mare la școala primară din satul Țepilova, raionul Soroca. Forfotă mare, davai. Mâine, instituția își va redeschide ușile după ce a încetat să mai funcționeze în anul 2016 în urma optimizării. Ia stai, de ce o spus la urmă? A încetat să funcționeze în 2016? Cum, bă-le? Parcă ați spus că a fost optimizat în 2015 în reportajul din octombrie. Voi aveți măcar o știre care să nu conțină minciuni? Un bărbat de 33 de ani din Căușeni și-a tăiat penisul și l-a aruncat la găini. Ah, am înțeles. Dragă Publica TV, ia mai împroașcă noi cu niște știri pozitive, cu niște optimism. Care e situația la Țepilova? S-a pornit o toplenie? Aveți cadre didactice? Suntem asigurați și cu cadre didactice și cu personal nedidactic. Deja, după cum vedeți, școala se încălzește. Suntem pregătiți cu totul. Suntem pregătiți cu tortul. Gata. Am identificat problema. Am găsit vinovatul, un super erou, a pus moratoriu și a stupat tot neuscut din nevoie. Gata, cuvântul lui a devenit fapt împlinită. Copiii sunt fericiți, școala e deschisă și eu treaba ne-am făcut-o. Vă mulțumesc mult pentru atenție, profesoare. Și spuneți, voi în continuare ați vrea să aflați cum totuși
s-au întors, care vă zic copchii, la care vă zic școală, după ce a fost care vă zic înmatriculați la cu totul altă școală. A, voi vă amintiți că publica nouă ne-a zis în octombrie că de fapt e vorba de 90 de copchii, dar am un reportaj, am văzut numai 3 copchii în Crușii. Cei peste 90 de copii trebuie să se trezească mai devreme pentru a parcurge cu autobuzele 10 km până la Soroca. Forfotă mare la școala primară din satul Țepilova, raionul Soroca. Dar cum? Cum putem să aflăm mai multe despre asta? Publica deja treaba și-a făcut-o, n-a să mai pleci în nord. Alte televiziuni mor de foame, n-au bani sau inspirații să pleci până raionul Soroca. Poate deschidem un ziar local, Observatorul de Nord, Observatorul.md, și citim acolo. La 9 ianuarie 2018, după 2 ani de optimizare, gimnaziul Țepilova din comuna Ocolina și-a reluat activitatea pentru elevii din clasele primare. Destul de optimist, aha, și... nu văd nici greșit în asta. În prima zi de studii, la lecție au venit 5 elevi. A doua zi am găsit la școală un singur elev și directoarea, unicul cadru didactic al instituției. Joi, 11 ianuarie, când a sunat clopoțelul, nu a venit niciun elev, scrie Observatorul.md. Stai, eu nu văd până nu cred. Invers, nu cred până nu văd. Dragă redacție Observatorul din Nord, dar voi ați filmat vreun video cumva ca noi să ne convingem de situația actuală? Discuțiile în jurul inițiativei de redeschidere a școlii din satul Țepilova continuă. Direcția Raională Învățământ susține că școala nu a fost redeschisă, ci se află în regim de testare. Școala e în regim de testare? Adică din octombrie până amu noi am trăit un JIS, în decembrie JIS a prins aripi și amu nu știu care direcție raională ne l-a spulberat? Ce ne-a îndrăzinit asta? Cel puțin 20 de elevi sunt necesari pentru a redeschide instituția de învățământ, susține Ghenadie Donos. Iată, avem 15 cereri a părinților care, după cum părinții spun, nu toate au fost obiective și nu toate semnăturile lor aici, adică au fost... să spunem așa, telefoane consultați, n-au semnat, dar adică și-au manifestat acordul la început verbal, după care s-au răzgândit. Deci răzgândirea asta în prezent are loc, adică noi nu știm precis care este numărul copiilor, părinților, mai bine zis, și a elevilor care ar dori să-și înceapă, să reînceapă studiile în școala primară Țepilova. Domnule Ghenadie Donos, eu nu vă cunosc personal, dar parcă îmi vine să vă îmbrățișez. Dumneavoastră, în 20 de secunde de vorbă, ați distrus câteva luni de dezinformare în mass media moldovenească. Acazvăiță, trebuie și el puțin 20 de cereri de la părinți. Acum, în acest moment, sunt vreo 15, dintre care HZ care au fost semnate cu și HZ care au fost semnate fără acordul părinților. Asta înseamnă că semnăturile au fost puse în mod fals. Pe cereri oficiale, uei, dar asta e încălcare gravă. Și în continuare sunt părinți care își retrag semnăturile și cererile de a-și readuși copiii la Țepilova. Și în continuare redeschiderea școlii este, dacă nu, o mișiună abșelpț în podznacă în voprosă, doamnă Monica Babuc. Să înțelegem că unele școli ar putea fi redeschise? Fu, niet, конечно! Dar ce spun oare părinții din localitate? Nu cumva și ei vin să arunce cu pietre ascuțite în roțile progresului democratic din Republica Moldova? Nu, aici acum la 1 septembrie nu-l aduc. Nu-l aduc pentru că el la anul e clasa 4-a. Dar acum pe jumătate de an și eu nu-l aduc. De exemplu, fetița a fost în clasa 3-a, 3 copii au fost aici la școală și nu a avut nici învățător. Învățătoarea i-a lăsat și a plecat în străinătate și au fost din capul lor și n-au făcut carte absolut deloc. Copiii care au început a învăța în altă parte, dați-le voie să termine acolo. Nu distrugeți psihic. Pe mine i-a luat de aici, care a fost, nu a fost de fel încă e alta. Dar a mine i-a luat de aici și o dus la Regina Maria. Nu știu nici să citească, nici să coată nimic. Învățătoarea și eu mușit, dar faci pregătirea lecțiilor degeaba cu dânsă, fără ca să-i plătească un leu. Wow! Aur curat! Se redeschide, se redeschide, se redeschide forfotul mare și când colo pe cealaltă parte noi auzim asta. Noi tot satul, chiar și bătrâni, suntem pentru a redeschide școala. Dar o școală calitativă, nu pur și simplu, fiindcă clădirea la noi e bună, condiții tehnice avem, într-adevăr. Dar hai să o deschidem la 1 septembrie, ne prezentați un cadru didactic corespunzător, așa-i, venim cu părinții care vin în clasa 1 și o redeschidem. Dar nu cu părinții de readus copiii dintre a 4-a și dintre a 3-a. Și dintre a 2-a. Și dintre a 2-a. Eu cred că odată și părintele au avut capacitatea sau, cum zic, posibilitatea de a compara astea două școli, eu cred că nimeni nu o să vie. Frumos, nu-i așa? Să-mi minte, în copilărie am auzit o frază în limba rusă de la un vecin. I ca voti pierza eta pizdit. E vinovată Monica Babuc? Dar voi spuneți că așa e politica. Cu jocuri, scheme murdare, minciuni. E vinovată și de la Publica Prime? Dar pe ei mai degrabă
victimele sistemului. În lipsa unei alternative, ei acolo muncesc. Poate-s vinovați comuniștii care reparau școli semi-pustii prin anii 2000, lijbă să nu le închidă? Dar poate suntem vinovați noi și care am plecat și nu observăm și lăsăm în urma noastră? Eu nu stare școlit la Amele, dar din puținul pe care l-am încercat, la Cluj, Berlin, la Montreal, am observat că e bine să te concentrezi pe calitatea școlilor, nu pe cantitatea lor. E ca observatorul.md scrie că în raionul Soroca în 2007 erau 14.000 de elevi. Acum nu sunt nici măcar 8.000, aproape în jumătate. Au dispărut. Cu toate astea, în ultimul deceniu s-au investit milioane în școli din raionul Soroca. Și asta nu e un lucru rău, doar că e păcat când asta se face cu o motivație populistă, când asta se face de dragul broșurii electorale. Dar clădirile în care s-au băgat milioane, din bugetul de stat, din fonduri de investiții, din granturi, clădirile rămân pustii. Huh, iepuraș de soare, vă mulțumesc pentru atenție. Aruncați câte un like, un share, tot nu strică și dacă vreți continui să fac emisiunea Lumina, puteți să mă susțineți pe platforma Patreon sau direct pe PayPal. Iată aici, pe ecran, puteți să vedeți și obțin o parte din oamenii care mă susțin financiar în fiecare lună, fără a mă chema la mese rotunde, fără a convoca ședință, fără a-mi spune ce și despre cine și când să vorbesc. Libertatea pe care ei mi-o doresc este fără de preț. Și un mare mulțumesc observatorul.md pentru material și inspirații. Vouă vă doresc mai bine. Nu mai minciun, nu mai minciun, tot minciun peste minciun. Ele te-au făcut să-mi provoce amărăciun.